Amin. Vreau să vă spun că nu vreau să închid eu ultimul aparatul. Nu puteți să-l închideți, că trebuie să închid eu, deci nu veți fi ultimul sigur. Haideți să continuăm prin harul Domnului. Ce a făcut Domnul Iisus în săptămâna mare? Să-L urmărim pas cu pas. Ieri am făcut ceea ce a făcut lunea. Și am spus că au fost 4 evenimente. Blestemarea smochinului, curățirea templului, vizita grecilor și necredința iudeilor. Și Filip m-a corectat astăzi că n-am făcut numai 2. Vreau să spun că nu le putem face pe toate, căci prea mult timp ne ia. Și astăzi, iară, vreau să vă spun, evenimentele de astăzi, nici mâine nu le vom putea termina și dacă ne-am ocupat de ele, poate toată săptămâna. Marți, cea mai încărcată zi. Primul lucru, autoritatea Domnului Iisus. Cu ce putere, cu ce autoritate ai făcut ce ai făcut. Al doilea lucru, pilda vierilor. A treia, pilda anunții fiului de împărat. Poate reușim să le facem până aici. Apoi, birul. Responsabilitatea pe care o avem față de stat și responsabilitatea pe care o avem față de Dumnezeu. Următorul lucru, cel de-al treilea. Dacă există înviere și cum va fi după înviere. 4. Porunca cea mai mare. 5. Al cui fiu este Hristosul. 6. Mustrarea și condamnarea fariseilor și cărturarilor. 7. Semnele sfârșitului. Apoi pilda celor 10 pecioare, pilda talanților și judecata viitoare. Toate aceste lucruri s-au întâmplat marțea. Și deci în Scriptură avem de la Matei 21:23 până la Matei 25:46. Nu putem să le facem, dar haideți cât ne permite timpul sau rânduiala să intrăm în acest subiect și vom deschide Biblia la Evanghelia de la Matei, capitolul 21, începând cu versetul 23. Iisus s-a dus în templu și pe când învăța norodul, a venit la el preoții cei mai de seamă, bătrânii norodului, și au zis: cu ce putere faci tu lucrurile acestea? Cine ți-a dat puterea aceasta sau autoritatea în original? Drept răspuns, Iisus le-a zis: vă voi pune și eu o întrebare și dacă îmi răspundeți la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau: dacă vom răspunde din cer, ne va spune atunci de ce nu l-ați crezut. Și dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod, pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc. Atunci ei au răspuns lui Iisus: nu știm. Și el la rândul lui le-a zis: nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Ce credeți? Un om avea 2 fii, 2 feciori, și s-a dus la cel din tâi și a zis: fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel din tâi, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu,
fiindcă Ioan a venit la voi umblând pe, în calea neprihănirii și nu l-ați crezut. Dar vameșii și curvele l-au crezut și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Ascultați o altă pildă. Era un om gospodar care a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Apoi a mai trimis alți robi, mai mult decât cei din tâi, și vierii i-au primit la fel. În urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și-au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acestea? Ei i-au răspuns, pe ticăloși și aceia ticăloții va pierde. Și via o va da altor vieri care vor da rodurile la vremea lor. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lăpădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade, pentru că îl socotea drept proroc. Amin. Problema cu care a început, deci, Domnul Iisus a curățit templul lunea și a plecat acasă. El obișnuia să vină dimineața când norodul se strângea la templu, ca să nu-l poată aresta, și pleca seara înainte de a se despărți norodul de la templu, de a pleca toți, și pleca cu ei ca să nu-l poată aresta. Problema de aici este conflictul cu privire la autoritatea Domnului Iisus. La ei era un obicei ca rabinii, învățătorii, să fie ordinați, să zic așa, de către Sinedru. Erau două școli în Israel. Școala lui Hiel, care era mai libertină, și aceasta convenea saducheilor, că și ei erau libertini, și școala lui Shamai, care era mai strictă. Și într-un timp fiecare rabin din ăsta șef făcea rabini, învățători. Și ca să nu iasă confuzii mari, atunci au hotărât Sinedriu ca cei care au ucenici și vrea să-i facă rabini să-i aducă la templu. Și Sinedriu făcea o ceremonie de ordinare și i-a ascultat pe fiecare ca să vadă ce învățătură și cum are de gând să lucreze. Și la sfârșit le dădea o autorizație, o hârtie, o diplomă, fie de rabin, poate da de bătrân sau îi da de judecător. Și iată că Domnul Iisus apare și face lucrarea care a făcut-o la templu. Și ei, plin de indignare, cum acest rabin needucat, că nu a făcut nicio școală, nerecunoscut de templu, nu a venit să colaboreze cu Sinedriu, să se supună regulilor templului
și-a luat în cap și a venit și a făcut lucrul acesta. Și Domnul Iisus vine și intră în templu și norodul, am citit, era acolo. Știți, erau sărbătorile de Paște. Și la o sărbătoare de Paște, Iosif Flavius a spus că au fost 2 milioane de evrei din întreaga lume. Era înainte de sărbători și era plin acolo de iudei. Cum l-au văzut, au venit la Domnul Iisus. Și el a început să-i învețe. Și ăștia mai mari, spune preoții, cei mai de seamă, ăștia cu vază, cărturarii, saducheii, irodienii, toată clica lor, s-au dus să-l tragă la răspundere. Și în mintea lor clocea ceva. Mergem și îl întrebăm cu ce autoritate face. Dacă el ne va spune că întotdeauna a spus că de la Dumnezeu, ei recunoșteau că e de la Dumnezeu. Nicodim, când s-a dus seara la Domnul Iisus, noaptea, a zis, Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Deci el va spune lucrul acesta și întotdeauna vorbește că Dumnezeu e Tatăl lui și face ce i-a spus Tatăl. Și înseamnă că hulește și îl arestăm. Și a venit la Domnul Iisus și începe să-l întrebe, cu ce autoritate faci tu? Cine ți-a dat dreptul acesta? Ce autorizație ai? Cine te-a împuternicit pe tine să tulburi tot templul și să faci lucrarea care ai făcut-o? Domnul Iisus le cunoștea intențiile și gândurile lor și le spune, vă spun, dar răspundeți-mi și voi la o întrebare. Botezul lui Ioan de unde venea? De la Dumnezeu sau de la oameni? Și acum Matei ne redă că discutau între ei. Dacă zicem că de la Dumnezeu, atunci cădem rău. Va zice, voi, mai mari religii, voi, conducătorii lui Israel, știind că Ioan vine de la Dumnezeu, de ce nu l-ați crezut? De ce nu l-ați primit? De ce n-ați primit botezul lui? De ce? Și nu putem spune așa. Dacă spunem că de la oameni, mulțimea aceea de oameni care era în jurul Domnului Iisus și pe care îi învăța, o să sară asupra lor să-i barjocorească, să se revolte împotriva lor, știind că Ioan era un profet. Și atunci ei s-au refugiat și au spus, nu știm. Și Domnul Iisus, ei știau, Domnul Iisus spune, nici eu nu vă spun. Știa că ei n-a vrut să răspundă. Și dă 3 pilde, o triologie, toate aceste pilde lovesc în ei și arată cine sunt ei și arată cine este Domnul Iisus. În pilda din mijloc ne arată cine este El. Și acum haideți să privim la prima pildă. Spune, un om avea 2 feciori. S-a dus la cel mare și spune, du-te și lucrează în via mea, nu mă duc. Dar urmă îi spune constant și s-a gândit și o părut rău. Și a zis, nu trebuia să fac lucrul ăsta, mă duc și lucrez. S-a dus la cel mai mic, la celălalt și a spus, du-te și lucrează în via mea. Acesta e omul lingușitor. Da, tată, cum să nu mă duc, cum să n-ascult eu de tine? Și nu s-a dus. După ce a plecat, tatăl a zis, bine că s-a dus. Și nu s-a dus. Și acum ar pune pe iudei, pe preoți, pe celălalt să facă sfârșitul pildei. Și întreabă, care din ei credeți voi că a făcut voia tatălui? Ei, ca să arete că sunt drept, a zis, cel din tâi, cel care a spus că nu se duce și s-a dus. Și atunci Domnul Iisus le aruncă în fața adevărul. Ioan Botezătorul a venit și a predicat împărăția lui, a predicat pocăința și vameșii, desfrânatele,
Păcătoșii aceștia care sunt pleava societății și nici la templu nu le dați voie să vină. Oamenii aceștia care au spus lui Dumnezeu nu în viața lor, auzind mesajul lui Ioan, le-a părut rău, s-a pocăit și a primit botezul. Voi, care ziceți, Doamne, Doamne, noi legea Ta o păzim, Doamne, noi pe Tine Te slujim, Doamne, Doamne, fățarnicilor, voi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ceea ce trebuia să faceți. Și în felul acesta i-a demascat în fața poate câteva sute de oameni cine sunt ei. Și Domnul Iisus merge mai departe, nu îi lasă să răsufle. Și mai spune o pildă. Cea mai importantă pildă dintre toate pildele care le-a spus Domnul Iisus. Prima dintre ele, cea mai adică a doua, cea mai importantă. Domnul Iisus spune cine este El și spune cine este Israel. Și spune cine este Dumnezeu. Și acum privim puțin la ea și începe. A spune cu pilda. Omul care, gospodarul care a sădit o vie și vorbește despre pilda viei, a vierurilor. Ei erau mari preoți. Ei cunoșteau scripturile. Știau cine este via. Profetul Isaia, în capitolul 5, spune că Israel este via. În tal loc spune într-un psalm că a adus-o din Egipt și a sădit-o. Și știau ei clar, Israelul este via. Vierii sunt ei, conducătorii religioși, împărații, cei care conduc Israelul. Și acum ei înțelegeau și le spune. A dat-o unor, în arendă unor arendași, să zic așa. Și oamenii aceștia n-au vrut să dea partea lui stăpânului la vremea roadelor. A trimis robi. Robii în pildă sunt profeții. Și a trimis rând pe rând profeți. Pe unii l-a bătut, pe alții l-a ucis, pe alții l-a ucis cu pietre, cum făceau izraeliții. Și Domnul în bunătatea Lui încearcă mai departe cu ei și trimite altă serie de profeți. Și ei au fost primiți la fel și până la urmă, spune stăpânul viei, a trimis pe fiul său. Când a venit fiul său, în loc să fie primit cu cinste, că el era moștenitorul viei, ei s-au sfătuit între ei să-l omoare. L-au scos afară din vie și l-au omorât. Iată, le spune cine este el, cine l-a trimis. Stăpânul viei este Dumnezeu Tatăl. L-a trimis pe el, la ei. Și aici, așa de, cum să spun eu, parcă de dureros, Domnul Iisus spune, uite ce se va întâmpla cu mine. Voi, vierii, mă veți scoate afară din vie și mă veți omorâ. L-au scos afară din Ierusalim și l-au omorât. Și i-a arătat cine este Dumnezeu. Și sunt câteva lucruri care putem să înțelegem despre Dumnezeu. 1. Dumnezeu este acela care a sădit via. Dumnezeu este acela care vroia roade, vroia oameni cu inima pentru El. Și ne arată ce încredere are Dumnezeu în oameni, încât să le încredințeze via. Apoi, în această pildă, vedem răbdarea lui Dumnezeu. A trimis pe unii, i-a ucis. Dumnezeu, în răbdarea Lui, îi lasă, mai trimite pe unii și pe aceștia i-a ucis. Dumnezeu, în răbdarea Lui, mai lasă, mai trimite unii și pe aceștia i-a ucis. Și la urmă Dumnezeu îl trimite pe Fiul, crezând că îl va primi cu cinste.
Dar iată soarta, hotărârea care au avut obierii. Acum nu mai vroiau roadele vii, ci vroiau via întreagă să fie a lor. Și încungând, dacă oamenii n-ascultă de toți mesagerii, se vede că n-ascultă nici de Fiul. Și am vrea să ne gândim puțin și la împrejurările de acum. Putem să luăm, facem o aplicație întâi. Luăm pământul ca și via lui Dumnezeu, ca lui este pământul. Și iată că s-au ridicat marii conducători ai pământului, care n-au nevoie de slujitori, de robii Domnului, îi omoară, îi scot afară, n-au nevoie de fiul, au scos tot ceea ce înseamnă urme sau indicii despre Fiul lui Dumnezeu. Via este a lor, lumea este a lor, fac ce vor, dar uită că într-o zi și ei vor fi trați la socoteală. Apoi am citit aici că Domnul Iisus îi pune pe ei să facă sfârșitul pildei. Acum când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelea? Ei ca să arete cât îs de drepți, ei să arete cât îs de credincioși au răspuns. Pe ticăloșii aceia, ticăloșii va pierde. Și via o vor da altor vieri care vor da rodurile la vremea lor. Știți întâmplarea cu David și Nathan. David, când a păcătuit, a stat un an de zile fără să-și mărturisească, fără să se pocăiască. Și când merge Nathan la el și dă pilda aceea cu omul și cu mielușeaua și al bogat i-a luat mielușeaua, David, iritat și el, de această nedreptate ca și aceștia, spune, să dea înapoi patru, e vrednic de moarte, să dea înapoi patru mielușele în loc. Și David și-a rostit sentința. Exact așa au făcut și ei aici. Ei au răspuns, pe ticăloșii aceia ticăloșii va pierde. Și a venit vremea când ei au simțit ticăloșia și pierderea lor. Apoi via o va da altor vieri, care vor da rodurile la vremea lor. Și știm, Domnul Iisus a venit la Isai și Isai nu l-au primit. Via lui a dat-o altora, nu celor din Israel. Mântuirea a venit la Isai și nu l-au primit, au refuzat mântuirea. Vedem și încercarea lui Dumnezeu, răbdarea lui, chiar în privința aceasta, dacă vrem să facem o aplicație. Dumnezeu încearcă și încearcă prin Ioan Botezătorul, îi cheamă la pocăință, îl execută pe Ioan ei și refuză, trimite pe Fiul o încercare ca să-i aducă la pocăință, îl execută și refuză. Încearcă prin Duhul Sfânt, prin Ștefan și cheamă la pocăință, îl execută și nu se pocăiesc. Și aici Evanghelia, mântuirea a trecut la oameni. Și acum vedem, să vedem un lucru. Problema cu via am văzut că a eșuat și Dumnezeu schimbă strategia și dă o altă vie. Spune Domnul Iisus, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Nu mai suntem noi via. Via este cea originală, însăși Domnul Iisus. Noi suntem mlădițele care ne tragem seva din viță, ne tragem viața din viața lui Iisus. Rolul nostru este să aducem roadă, dar Tatăl este vierul care veghează asupra viței, asupra mlădițelor și spune pe cel cam vier, el curăță vița. Scopul cu care o curăță e să aducă roadă, multă roadă.
Și așa ne place, nu ne place nouă ca mlădițe când simțim puțin cuțitul vierului care ne curăță. Ne trimite boală, ne trimite un necaz, ne trimite ceva ca să ne curețe, să ne apropiem mai mult de el. Dar trist este că în bisericile noastre sunt mlădițe care n-aduc rod. Sunt oameni care se bucură de binecuvântările bisericii, stă sub ocrotirea, sub umbrela bisericii și se simt acolo fără rod, fără să aducă rod. Și atunci spune că va veni o zi când Tatăl va tăia toate mlădițele care n-aduc rod și le va arunca în foc. Întrebarea care o pun, ce fel de mlădiță suntem noi? Aducem rod? Cârtim noi la cuțitul vierului? Sau ne dăm seama ce vrea cu noi și căutăm să aducem rod, să aducem mult rod? Și Domnul Iisus le dă mai departe un pasaj din Psalmul 118, ultima cântare din Haleul Mare, și vorbește despre piatra. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Piatra pe care au lepădat-o zidarii, zidarii lui Ierusalim, piatra este Iisus și au lepădat-o. Și a venit vremea când piatra aceea a fost pusă la locul ei, a fost pusă în capul unghiului. Știți, e piatra din capul unghiului este cea mai importantă. După ea se aliniază clădirea ca să fie simetrică. Când erau tinerii la școală și înainte de a mă muta aici, ne-am făcut o căsuță și au făcut-o tinerii. Au venit tineri și au lucrat la ea. N-au prea fost meseriași și au greșit piatra din capul unghiului. Și când n-am văzut nici eu, că nici eu nu mă pricepeam, când a venit templarul să facă acoperișul, i-a dat, ne-a arătat ce distanță, cât de nu-i simetrică clădirea. Și clădirea din care, unde e piatra unghiului, din capul unghiului e Hristos, este biserica. După el ne aliniem noi și noi suntem pietre vii care suntem clădiți unul deasupra altuia. E greu, într-adevăr, să fii o piatră vie, cum spune Petru, vie în biserică, pentru că dacă deasupra mea e unul mai zgrunțuros, nu prea pot suporta până să șlefuiește, să așează piatra. Și trebuie de multe ori să răbdăm, să răbdăm. Dar este, spune că e un lucru minunat. Și apoi merge mai departe și le explică. De aceea, pentru că împărăția vierii n-au fost vrednici de vie, le-a fost luată împărăția, zidarii piatra, că o aruncat-o, n-o pus-o în capul unghiului. Și apoi spune, de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Împărăția aceea a fost dată nouă, neamurile. Dumnezeu vrea de la noi roade. Haideți să vedem. Rod, mai mult rod, mai mult rod. Și vorbește mai departe, cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste va cădea ea îl va spulbera. Deci toată problema se pune atitudinea care o ai față de piatra. Iisus, piatra, ce fac eu? Care e atitudinea mea față de piatra? Știți? În Vinerea Mare, Pilat iese afară cu Domnul Iisus și spune,
Dar cu Iisus ce să fac? La judecată îi întreabă pe iudei. Care este atitudinea noastră? Ce facem noi față de Iisus? Cum îl primim? Ca pe piatra din capul unghiului, ca pe Domnul și Mântuitorul nostru, va fi ferice de noi. Cine nu, care are o altă atitudine, piatra îl va spulbera și va trezi în veșnicie, în iad, pentru că au lepădat piatra ca și zidarii din Vechiul Testament. Și aici spune, după ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade, pentru că ele îl socoteau proroc. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze.